pentru că tratez o lipsă de educație și nu o sarcină. Încerc să-l înveți pe omul respectiv că, sau pe femeia respectivă că a dat naștere unui copil nu este rău, ceea ce din păcate nu prea se întâmplă, pentru că ea vine cu lipsa de educație de acasă, cu avorturile din familie care sunt la ordinea zilei și ajunge pe mâna unui medic psiholog sau, eu știu, ginecolog și femeia, medicul respectiv îi spune că da, dacă asta vrei tu, este alegerea ta, faci ce vrei. Dar oare își pune medicul respectiv întrebarea dacă e corect să-l abordeze așa? Eu am avut o experiență, dar nu pe partea de avort, părintele știe, pe partea de abandon aici în spital, a unui copil nou născut. Și mi-au trebuit, fără să exagerez, 3 zile și 3 nopți. Dar cred că știu cazul. E vorba de... Așa, 3 zile și 3 nopți, doamna știe și ea, ca să conving fata respectivă să nu abandoneze copilul. 3 zile și 3 nopți. Fata vroia din cauza părinților, e normal, pentru că ei vin într-un mediu, exact ce spunea și doamna, nefavorabil. Și atunci se confruntă cu frica de părinți și frica de părinți, pentru că ei când părăsesc spitalul, este mai mare frica de părinți decât frica de mediu. Rușinea mai puțin. Da. Și fata respectivă locuiește cu familia alergită în continuare? Da. Deci am reușit, mulțumesc lui Dumnezeu, să păstreze copilul după ce semnase hârtiile de abandon, tot și era... Copilul este sănătos, l-am botezat, este o fetiță, este foarte sănătoasă, este foarte frumoasă, mama este mai mult decât mulțumită de ea și acum întâmplarea fericită este că, de fapt, de la început, tatăl copilului a fost alături de ea. Ea vroia să renunțe la copil din cauza părinților, dar în momentul de față, părinții s-au căsătorit, deci ea s-a căsătorit cu tatăl copilului, iar copilul va trăi și trăiește în continuare într-un mediu familial normal. Dar aici, în spital, fără să acuz vreo influență sau fără a acuza pe cineva anume, nici nu cred că am în minte vreo persoană acuzată, dar mediul și faptul că aici nu i s-a dat minima informație referitoare la cum se crește un copil, ce înseamnă să abandonezi un copil, cred că a fost decisiv pentru hotărârea ei de aici, în spital, pentru că ea a venit cu gândul de a-l abandona, dar mulțumesc Dumnezeu, am reușit să o conving după o săptămână de spitalizare și fără ajutorul unui psiholog, din păcate, pentru că omul, și în general la care apelează oamenii în astfel de situație, omul medic, de dragul de a scăpa, pentru că spunea doamna, 50 de oameni la ușă, de dragul de a scăpa mai repede, renunță foarte ușor la aspectul acesta uman. Și este alegerea ta, te scăl pe mâini, legea îți permite, este, faci ce vrei tu. Fără să-ți acorzi, să-ți dedici parte din activitatea ta de medic, din experiența ta de medic, din viața ta de om, pentru că ești părinte, poate, sau ai copii, sau ai trăit momente din acestea mai puțin plăcute în spital, și atunci te simți dator să îl ajuți pe omul respectiv aflat în ananghie, aflat în strâmtorare. Și dumneavoastră oferiți suport în continuare. Da, așa, da. Deci, asta vreau să spun, că tratăm lipsa de educație mai mult în astfel de situații decât o boală. Doamna, pentru că sarcina nu este boală. Dați voie să-i răspund, părintele. Am avut și noi o situație în care am convins familia să-și ia copilul acasă, copil care a murit într-o lună de zile din cauza neglijenței familiei. Nu știu dacă întotdeauna a convinge pe cineva să facă ceva împotriva voinței decisive, hotărâte de a face, este un aspect pozitiv. Revin cu o altă mențiune. Până la urmă este alegerea omului să facă ce vrea. Dar de ce ne facem noi, părtași unei acțiuni voluntare? Ce ne-am făcut noi două părtași, la moartea copilului sau la supraviețuirea lui? Pentru că noi am insistat, am mers extraordinar de mult pe integrare familială, să le ia acasă. Dumneavoastră sunteți mulțumită de ce ați făcut? Nu. Pentru că poate dacă acel copil nu era acasă vorbind și era într-o formă de protecție socială, poate ar fi trăit și astăzi. Aici, da. Aici, pe partea aceasta cu protecția socială, da. Ați venit în zile și a murit într-o lună dar acasă. Se spunem unei persoane care vine să renunțe la un copil, la o sarcină. Să renunțe. Nu, să-i spun, nu. Contextual. Reformulez. Să-i spunem, să ne adresăm unei persoane care vrea să facă o întrerupere de sarcină, un avort, faptul că există o alternativă, până la urmă, adopția. Și atunci naști copilul respectiv și îl oferi spre creștere altcuiva. Cred că este optim. Asta vreau să spun. Sigur, gândiți-vă un pic că totuși sistemul nostru e foarte deficitar. Noi de asta ne-am și întâlnit aici, tocmai pentru că în momentul în care apar astfel de situații, fiecare pe domeniul lui, da,
fiecare pe bucățica lui să facă ceva pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. E adevărat, e un caz fericit. Părintele a avut un succes. Da. Se poate întâmpla să aveți și un eșec. Și oricum din maternitate se merge pe prevenire. Cum a fost celălalt caz. Adică eu știu că oamenii nu își fac datoria și vă dați seama că nu toată lumea e la fel, nu toți sunt dispuși să discute, domnul doctor știe mai bine. Părinte, și dumneavoastră da. Știți situația noastră cu copilul, că mult absolut, am dus în drocon copilul absolut, respectiv. Absolut, și... da. Da. Deci sunt situații și situații. Trebuie să o vedem pe fiecare contextul ei individual. Eu contextual. De asta am și provocat această întâlnire, tocmai ca să ne vină în ajutor tuturor celor care lucrăm în domeniile noastre, da, unde suntem fiecare cu bucățica noastră, de a ajuta omul efectiv. Chiar dacă, vedeți, noi astăzi sistemul, în general, nu prea te ajută. Spuneai de adopție. E foarte complicat. Nu există. Eu am avut deci o familie izbești... care a solicitat și am chemat-o pe Flori, mi-a zis vreau să-mi fiez. De 10 ani vreau să-mi fiez. Și sunt în același stadiu și vor rămâne în același stadiu. Doamna doctor, Barna, anestezistul aici nostru. Aici se punea problema ca medicul să intervină și să nu fie de acord cu abortul. Un medic nu este de acord cu abortul. Decât în cazul patologic și atunci recomandă el avort. Dar când îți vine femeia, femeia îți vine deja cu planul făcut de acasă. Ea vrea avort pentru, din diverse motive. Îmi pare rău că nu trebuie să vorbesc în numele colegilor mei care practică, adică care practică, care pun indicația de avort sau duc actul până la capăt. Personal, cred că foarte mulți tineri, la foarte mulți tineri ne-a lipsit acest suport în familie și model. Și consilierea, cred că este foarte greu de făcut într-o unitate spitalicească. Unitate spitalicească unde, într-adevăr, sunt foarte mulți la ușă, unde ai timp doar 5-10 minute, practic, să discuți cu cineva, nu reușești să pătrunzi, nu reușești să-i cunoști probleme, nu reușești să-i cunoști cauza pentru care încearcă să facă lucrul acesta. Este un mare păcat în fața lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți tineri care nu conștientizează sau n-au fost informați sau n-au avut cine să le explice lucrul acesta. Dacă apucă cineva să-i prindă, asta este exact, să-i prindă într-un moment în care te ascultă, nici nu vor să te asculte cea mai, te ascultă și reușești să le spui că există o alternativă. Chiar și la ei acasă, chiar și în familia lor, ca ei, dacă este o sarcină, să o ducă până la capăt, reușești alături de ei să salvezi o viață. Reușești să o salvezi. Personal, foarte târziu, noi, eu fac parte din echipa care am 60 de ani, deci a fost decretul, au fost 68 de creței care s-au născut, care... familia atunci era traumatizată într-un anumit fel. Erau traumatizată într-un anumit fel, dar își primeau sarcina. Și femeia era traumatizată. Era prin acele avorturi toxicoseptice care le duceau la moarte. La moarte, pur și simplu. Și ca să nu acuze pe cineva, erau în stare să se ducă cu pe lumea cealaltă, cu secretul lor. Ce au făcut. O mare dramă a avut femeia și atunci, o mare dramă o trăiește și acum, dacă nu este consiliată, dacă nu este ajutată, dacă nu este sprijinită în a duce viață pe pământ. Cred că tinerii sunt cei care trebuie să le acordăm 5 minute, 10 minute sau mai mult. Și nu numai noi cei din spital, pentru că la noi vin, vă spun, vin hotărâți să facă un lucru. Ai timp sau încerci să explici și așa cum am spus, ascultă. Aici este totuși un spital. E un spital care deja el are o idee. E deja el, dacă reușești să-l întâlnești într-un alt anturaj, într-o altă atmosferă și reușești, atunci într-adevăr ai reușit să salvezi o viață alături de el, că el practic o duce. Dar tu ai dat un sfat într-un moment. Acest sfat este extraordinar și poate să-l dea oricine. Citeam acum relativ recent la cineva că toți suntem dornici de mângâiere. Dornici de mângâiere sunt și tinerii care, a căror părinți sunt plecați. Dornici de mângâiere sunt și pacienții foarte gravi. Dornici de mângâiere sunt și pacienții din paliație, care atunci se simt abandonați, atunci se simt uitați, atunci se simt uneori neputincioși pentru că îi duc o suferință fizică care uneori este peste puterele lor. Dar dornici de mâncare sunt și noi născuții și toți ceilalți. Dornici de mâncare suntem toți că suntem oameni. Să ne mânghe Dumnezeu, să ne mânghe Cel de alături, iar noi totdeauna să avem ochi pentru cei de lângă noi. Pentru că prin ceea ce facem noi, cred că avem
menirea de a ne ajuta aproapele, într-un fel sau altul. Iar celelalți, din care, din lumea aceasta, au altă menire, de a ajuta spiritual, de a ajuta financiar, de a ajuta sub toate aspectele. Deci ne putem ajuta, suntem oameni, ne putem ajuta. Ne rugăm Dumnezeu să ne ajute pe toți, iar noi să ne ajutăm între noi, ca altă alternativă. Am aici de la Direcția de Statistică a Spitalului câteva informații, pentru că suntem la capitolul abort. Și pot să vă spun că ele sunt în scădere, să știți, aici. Problema este că nu se mai nasc copii, știți? Aia e problema. Deci, da, părinții știu foarte bine din registrele de botezuri, da. Deci pot să vă spun, de exemplu, vă dau un total, doamna mea detaliat aici, dar în anul 2008, de la 578 de avorturi, câte s-au înregistrat în acel an, s-a ajuns undeva în 2012 la 426. Sigur, pe an... Pe an... Da, e adevărat, repet, și familiile nu mai fac așa mulți copii, sunt, ținând cont și de mutațiile, unii sunt plecați, dar totuși, una peste alta, sunt în scădere. Cele mai puține ar fi în mediul rural și cele mai multe ar fi în mediul urban. Cele mai multe în mediul urban? Cele mai multe, da. Eu așa am aici. Și cele mai puține în mediul rural. Populația mai mare. Da, sigur. E și în funcție de populație. Populație, dar cred că și nivelul. De ce să le ia părinții? Cultura mai educat, poate să faci mai multe avorturi. Da, cam așa e. E un fel de a spune educat, cum completează părintele. Dați seama. Da. Părintele Radu, părintele inspector, tot stă cu mâna sus. Da. Eu vă mulțumesc pentru invitație și chiar sunt bucuros să particip la astfel de întâlniri, la care eu cel puțin le aștânjez foarte mult timp. Cum spunea părintele Ioan, coordonez un departament, departamentul Provita, în cadrul unui sector de misiune statistică și prognoză pastorală. Și insist mereu să spun acest lucru. De regulă, oamenii confundă când spun Provita, ne consider un ONG. Și insist și spun că nu este vorba de un ONG, ci este vorba de biserică, pentru că acest departament arată preocuparea și luarea în serios a acestor subiecte legate de Provita. Mă ajută într-adevăr foarte mult și experiența care am avut-o cu anii în urmă și mi-aduc aminte cu multă bucurie de perioada în care am fost preot în spitalul de obstetrică ginecologie cu Zavodă din Iași, unde am avut ocazia să cunosc medicul ginecolog în locul lui de muncă și în realitatea activității lui și am amintiri extrem de plăcute. Ceea ce vreau să spun referitor la întâlnirea de astăzi, simt și văd că răspunde la două nevoi extrem de acute. Prima nevoie este aceea de dialog care trebuie să fie între noi. Ce se întâmplă? Acționăm foarte mult fiecare după bariere și evaluăm după etichete care sunt. Sunt etichete cunoscute, preotriași de pe viuș, de pe măr, spre exemplu. La doctor nu te poți duce dacă n-ai ceva în buzunar. Profesorul trăiește numai și din nasa și din meditații, tânărul din ziua de azi nu mai este ca cel de ieri. Dincolo de aceste etichete suntem noi, cei care încercăm fiecare mai mult sau mai puțin să facem. Spun că este nevoie de un dialog, pentru că este clar că dumneavoastră, ca medici, mărturisiți un adevăr și o realitate, pe care nu o putem contesta. De altă parte, și noi avem realitatea noastră și adevărul nostru, pe care iarăși nu putem contesta. De aici, cred că este absolut necesar să ne întâlnim onest și să vedem care este adevărul, pentru că, până la urmă, avem la mijloc pacientul. Pacientul, în toată povestea asta, la un moment dat nu mai vedem beata femeii
care este în fața avortului, nu mai vedem bietul copil care este ucis acolo, nu mai vedem bietul om care se duce și care, cine știe, poate într-un moment spune că vrea să plece din viață, dar de fapt el, sub o presiune, de fapt nu dorește. Eu mi-aduc aminte de bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească, eu am crescut tot auzindu-l că, băi, aș vrea să mă strângă Dumnezeu. Și cu câteva zile înainte de a muri, spunea, mă, tare aș vrea să mai trăiesc ca să mă strâng nepotul. Deci este foarte, cred, această decizie de a pleca sau nu legată de eutanasiere, cred că este extrem de discutabil. Dar nu deschid subiectul. Și aici cred că este foarte important, într-un dialog la care eu încă visez, între medic și preot, este foarte important să ne definim limbajul care îl folosim și să... De ce spun că este o problemă acută de limbaj? Și, într-adevăr, de educație, cum spunea părintele. Pentru că până la urmă, nici medicul, nici preotul nu poate forța omul respectiv într-o atitudine. Dar avem datoria să îi dăm toate datele. De aceea, spre exemplu, sigur că se avortează și înainte de Hristos și după Hristos și probabil, din păcate, se va avorta de lumea și pământul. Rămâne problema cât de informată este această femeie. Pentru că experiența mea ca preot și ca preot, în general, vine și ne spune că femeia, până la urmă, niciodată nu știe avortul. Și sigur că îl poți o ia de Dumnezeu, o ia, dar undeva rămâne această rană abortă. Ori mi se pare o chestie absolut de bun simț ca, înainte de ca o femeie să ia această decizie, să-i ofer date. De asemenea, intervenția la cabinet este deja tardivă. De aceea noi, spre exemplu, la departamentul Provita avem un program, doamna profesor, am înțeles, v-am anunțat că deja este semnat între Metropolie și ISJ cu doamna Gabrielă, un protocol prin care noi dezvoltăm un program de acesta de educare a tânărului pe acest subiect, pentru că știm, la vârsta adolescenței se confundă iubirea cu sexul, este modelul Britney Spears, Tom Jones, mai știu cine, și nu l-ai pe Sfântul Eugenie sau un sfânt sau nu ai valorile. Și atunci, în această amestecare, se produce. Și știm, rata de avorturi, alte statistici, vin și arată că se coboară dureros de jos la vârste de acestea. Deci, aici, aceste câteva cuvinte asupra acestei nevoi de dialog și aș fi extrem de bucuros dacă la Pașcan s-ar iniția grupe de dialog. Până în momentul ăsta, deci, s-ar putea subiecte încât ar fi jumătate de an cel puțin de discutat. Problema părintelui, problema fiecăruia de aici care a luat cuvântul. Da, și e o idee, dacă îmi permite, să o lansez și ar putea veni Pașcanul cu un model care să-l lanseze la rândul lui. Acela de a pune în discuție punctele care asupra... Hai să vedem, ce spui tu ca medic, să te înțeleg pe tine ca medic în discursul tău și natură, și să mă ascult și pe mine ca preot în discursul meu ca preot, pentru că până la urmă amândoi să venim cu același adevăr sau cu aceeași, care sunt absolut convins că este aceeași atitudine. Numai că vorbim din unghiuri diferite. Și atunci și cu prejudecățile de rigoare, fiecare ne uităm așa puțin unul la celălalt și parcă nu avem mare încredere. În general, să știți că există. Noi suntem la a doua, da? A mai fost o întâlnire aici anul trecut cu prilejul, a treia, nu? Prilejul îngrijirii bolnavilor. Și să știți că, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trimis aici într-un loc unde am dat peste niște oameni al lui Dumnezeu, i-aș numi eu, oameni cu care pot comunica și cu care pot organiza, iată, de-aia astfel și de... spuneam că astfel... e foarte bine că suntem la această întâlnire. A doua nevoie, și o să fiu scurt, a doua nevoie este de solidaritate. Și ce vreau să spun cu acest lucru? Vrem, nu vrem, suntem într-un război. Într-un război în care se duce pe diverse bătălii, aparent fără sens, dar care, de fapt, asistăm la un atentat împotriva valorilor tradiționale. Sună cumva teoretic și pompos, dar adevărul este acesta, așa am să vă dau câteva exemple concrete. Acum câteva zile, slavă lui Dumnezeu, s-a respins la Camera Deputaților, s-a dat avizul negativ total acelei inițiativi a unui grup parlamentar în frunte cu Remus Cernea, în care se dorea legiferarea relațiilor parteneriatului civil între sexe, adică este anticamera legalizării căsătorilor între relațiilor homosexuale. Spun slavă Dumnezeu că a fost aici stopat acest demers, dar cu siguranță va veni un alt atac.
Sunt aceste modificări din Constituție care, spre exemplu, Tudor Chioară de la Iași a depus modificarea articolului 4 din Constituție, care vine și spune, doamne, este interesă discriminarea, între celelalte forme de discriminare, este introdusă și sintagma pe bază de orientare sexuală. Aparent nevinovată și în tonul european sau mondial actual, dar ce se întâmplă? În momentul în care se va aproba această modificare în Constituție, automat se va trece următorul pas pe baza experienței occidentale și s-a întâmplat în celălalt țări, se va solicita modificarea codului civil, în care va trebui să fie trecut în loc că definiția căsătoriei unei între bărbați și femei să fie unele între două, între soți. Ori, acest cuvânt soți va permite și cuplurilor homosexuale. Următorul pas, care deja se întâmplă și ați văzut, dacă sunteți la curent în Franța, când s-a aprobat, din păcate, anul ăsta căsătoria între persoane de același sex, următorul pas va fi trimiterea în judecată a unui primar care nu dorește astfel, pentru că atentează la, este o atitudine neconstituțională conform articolului 4, în baza care se modifică codul civil. Și următorul pas va fi darea judecată a preotului, că nu-i judecată. Da, exact. Ceea ce, spre exemplu, în Danemarca deja se întâmplă. Deja se întâmplă. De asemenea, problema asistăm acum este această filosofie, teoria genurilor, care deja prinde contur în țările europene, și anume această gender stream, vine și spune că diferențierea de persoane nu trebuie să mai facă pe criterii biologice, deci nu mai vorbim de sex masculin și feminin, ci pe criterii de gen. Și atunci avem sex, genul masculin, feminin și neutru. Chiar dacă, da, chiar dacă noi luăm în ușor, lucrurile deja se întâmplă. În Franța, deja, această teorie a genului devine obligatorie de predată în școală. Iar deja Germania, și atenție, va fi și în cine privește pe noi, românii, va fi această modificare a actelor civile și nu va mai fi trecut sexul masculin, ci va veni genul masculin, feminin sau neutru. Păi, care este legătura, la prima vedere? Vă spuneam că, aparent, lucrurile apar așa întâmplătoare sau nu pe efect mare. Caz în Canada, familie, un mesaj că l-am primit de acolo, familie în care tânărul s-a dus la colegiu, copilul s-a dus la colegiu, unde directorul era gay și a avut un invitat și atunci toți au fost invitați să se reevalueze și să vadă dacă nu cumva ei sunt totuși homosexuali. Copilul a venit acasă, sigur că părintele a luat atitudine și în momentul în care s-a dus la școală, școala și inclusiv cei de la servici l-au catalogat drept homofob și au pus în vedere că pe astfel de atunci își poate pierde serviciu. Deci asistăm ușor-ușor la o schimbare radicală de valori, în care cred că avem nevoie de o mare solidaritate. De ce spun acest lucru? Pentru că, până la urmă, gândirea normală, într-adevăr, este, toate astea par hilare. Și gândirea normală a omului de rând este, bă, cu normalitate până la urmă, este bărbatul, femeia, au legătură toate aceste subiecte și cu această nebunie din zona aceasta a nașterilor, vorbim de acum din fierea copiilor, va fi următorul pas, se deschide ușa către pedofilii, către necrofilii, către, citeam acum câteva zile, o femeie s-a căsătorit cu o bancă, s-a îndrăgostit de-a din bancă ei. Deci vă dați seama cam cum încotroduc lucrurile. Mamele surogat, da, într-adevăr este o problemă. Întrebarea este ce facem noi. Și am să închei pledoaria mea pentru nevoia și ideea de solidaritate cu un alt exemplu, ca să încerc să vă fac să înțelegem cu toții cum lucrează acest mecanism care încearcă să schimbe valorile. Ei sunt foarte puțin, dar foarte bine organizați. În începând de anul trecut, domnul Tudor Ciuhădaru, știți mai bine decât mine, probabil, împreună cu un grup PPDD, au inițiat un demers de acesta
de obligativitate a unei ore pentru sănătate în cadrul programei școlare. Argumentat pe baza unui top de 10 locuri total rușinoase pentru România, ultimii la săpun și periuța de dinți, primii la avorturi, la abandon, la TBC și așa mai departe. Bun, având această, aceste argumente care într-adevăr te fac să te gândești mai bine, acest demers, ei vin și spun, domnule, este automat nevoie să avem în cadrul programului școlare o oră de educație pentru sănătate. Totul bine și frumos până aici. În cadrul acestei ore pentru, de educație pentru sănătate, este și un modul de educație sexuală. De ce? Pentru că suntem primi la avort, la abandon, la și așa mai departe. Lăsăm puțin acest aspect. Undeva în altă parte, o tânără, Adriana Radu, are vreo 26, acum 27 de ani, a stat un an de zile prin Karlsruhe în Germania, la o fundație de aceasta feministă, o asociație, și ea a lansat, susținută de, de o altă companie, a lansat pe net un program Sexul versus Barza. Mm-hmm. Nu știu cât de mult îl cunoașteți, Sexul versus Barza. Barza, da. În care ea amestecă niște lucruri, în sensul că vine către adolescent într-o manieră de altfel foarte atrăgătoare, faină. Așa în care vine și spune unor lucruri care chiar are nevoie tânărul. Dom'le, ce faci când îți apar coșul, când se schimbă vocea, când vine ciclul menstrual, când... Atunci sunt temerile alea prin care trece tânărul, adolescent. Dar între toate acestea vine și lansează idei de genul, este absolut ok să masturbezi, este absolut ok să faci avort dacă tu consideri că este, este dreptul tău să faci avort, este foarte în regulă să fii homosexual, dacă te sărută pe tine fată, o colegă, nu e nimic, nu s-a întâmplat nimic, nu, și așa mai departe. Bun. Pe 23 aprilie 2013, anul ăsta, nu că a fost Sfântul Gheorghe, ci pentru că pe 23 aprilie este ziua bibliotecarului în România, grupul PPDD, face loc în Parlament și acest program Sexul versus Barza se lansează direct în Parlament, are loc această prezentare, iar bibliotecarii de acolo, există o rețea Biblionet, în care sunt 2000 de biblioteci în România, la această rețea, primesc și acceptă să pună la dispoziție oricărui accesează acest program Sexul versus Barza. Iar în momentul în care se prezintă la minister programa, ei vin și spun așa, uite, pentru că avem cele 10 subiecte rușinoase ale României, pentru că este absolut în baza acestor 10 probleme ale României, este nevoie de educație pentru sănătate, și în cadrul acesta fiind de educație sexuală, noi propunem, iată, programa de predare în școală să fie, pentru partea educației sexuală, să fie platforma Sexul versus Barza. Cu alte cuvinte, rezultatul acestui demers combinat înseamnă următorul. Dumneavoastră, doamna profesor, va trebui să acceptați începând de mâine, dacă se vădează această lege, ca toți copiii noștri să fie învățați că este ok să masturbeze, că este ok să... Aici așa mai se departe. Desfășoară la liceu. Da. Se desfășoară, dar nu într-o bază legală. Nu prin diverse ONG-uri, sigur că sunt tot felul de... Și nu vă pot spune nici informații, dau copiilor. Exact. Da. Deci eu vă dau un exemplu. Nu știu cât este de plăcut, mă iertați că intervin. Nu e atât de plăcut. Deci găsesc la copii, îmi vin fetele acasă și îmi spun, a venit o doamnă, ne-a vorbit despre. Bine, le ascult, nu pot să mă contrazic copilul că spune că sunt demodată. Și găsesc recent în baie niște tampoane, OB-uri, tampoane interne. Și întreb, de ce sunt cu astea în casă? Pentru că nu le folosim. Și îmi spun fetele, mami, te contrazici cu doamna care a fost la liceu și ne-a predat. Și ne-a învățat cum să le folosim. Vă dați seama în ce postură am fost pusă, m-am dus și eu pe internet, că știam că nu poți să le folosești decât după ce ți-ai început viața sexuală. Da. Și am găsit pe internet că poți să le folosești. Da. Și le-am învățat pe copii, și la a 10-a, și la 11-a, nu știu, la clasa 9-a, și la 12-a, dacă a ajuns doamna respectivă, să înveți tinerele cum să folosească acele tampoane, care
Da. Da, e trist. Este foarte trist. Este foarte trist. E clasic, Colegiul Coșbuc din București, mare susținător al proiectului de secție versus baza, și de recunoscut îndemnul unei dirigente care a spus, duceți-vă în față și să nu veniți niciuna toamnă patru mare. Adică, bun, sunt astfel din demnuri care se dau. De aceea vă spun că atunci când vorbesc de o solidaritate care trebuie să fie între noi, este, începe să devină vitală de acum. De ce? Pentru că altfel, în această linie, viața liniștită a noastră, fiecare în domeniul nostru de activitate, sau printre noi să strecoare astfel de atunci care la un anumit moment se impun, dincolo de normalitatea lucrurilor pe care noi o știm. Ele încep să... și ne vom trezi, dacă nu vom lua atitudine, da. Și din păcate la capitolul atitudine stăm nu foarte bine. Nu știu câți dintre dumneavoastră, în afară de părinți, sau nu știu dacă chiar toți părinții, știți ceva despre acea inițiativă unul dintre noi, oanul vostru. Da. Este vorba de atitudine, apropo de atitudine, este vorba de o inițiativă care a avut loc la Bruxelles. Deci, inițiativa cetățească europeană e un instrument de asta democratic, gen referendum, alegeri, în care tu, ca cetățean, poți să exprimi punctul de vedere pe o anumită problemă. Și mișcarea pro-life la nivel european a inițiat pentru că în bugetul Uniunii Europene, perioada 2014-2020, este trecută finanțarea experimentelor științifice pe embrionul uman. Ei, conform credinței creștine, dar și a vocii genetici a medicinei, viața umană începe din momentul unirii celor două celule. În momentul în care experimentezi pe embrionul uman, e clar că atunci de asta de tip nazist, în care la un moment dat, dacă permiți asta, poți permite experimentul pe cel de 80 de ani sau pe ăla de 2 ani în raport cu cel de 50 de ani, pentru că e diferența de vârstă așa. Și atunci, această inițiativă, unul dintre noi, de fapt, e un demers prin care mișcarea pro-life, să spun, încearcă să atragă atenția legiuitorilor să nu încurajeze astfel de experimente. Pentru asta, România fiind membra a Uniunii Europene, a trebuit să strângă 24.500 de semnături. 24.500 de semnături care, în final, au fost 140 și ceva, să spun, în raport cu Uniunea Europeană, mișcă foarte bine. Pe locul 3 în Europa, am depășit în viteză așa cam tot ce a fost. În fața noastră au rămas polonezii și italienii care, mă rog, au papa și catolici. Bun. Dar privind înspre noi, rezultatul e încurajator. Și am să vă spun de ce, pentru că în acest proces de colectare de semnături a fost mobilizată întreaga arhiepiscopii, adică biserica s-a implicat, și trebuie să spun cu mare tristețe că sunt nu doar parohii, ci chiar cercuri pastorale care au raportat zero. Deși în altul Teofan, la toate ședințele ne-au prezentat și au rugat toată lumea și știți, prin rețeaua Provita s-a pedalat mult pe această idee. Ce arată asta? Arată o incapacitatea noastră de a ne mobiliza, care este până o consecință al timpului dinainte, în care, mă rog, fiecare trebuia să fim mai atenți cu cine și ce vorbim, dar cred că dacă nu ne vom solidariza și mai avem nevoie de ultimul argument, pentru solidaritate. Avem nevoie de vocea unui și a celuilalt. Ce se întâmplă? În această nebunie cu homosexualitatea, biserica sigur că vine și spune că este o chestie anormală. Dar pe de altă parte, dacă vă uitați, de câțiva ani buni, e o campanie teribilă de decredibilizare a bisericii. V-ați întrebat de ce apar în general doar vești, adică foarte rar apare veste bună despre biserică și numai verșele. Vreau să vă spun că la Iași cel puțin, la Iași cel puțin vin cei care din teritoriul, reporterii, postului televiziunii, vin de multe ori și mă roagă să le dau câte o veste și când le propun câte o veste bună, pleacă dezamăgiți pentru că cei de la București nu dau ce. De ce? Pentru că, de fapt, încearcă să... vedeți, biserica este prezentată la modul acesta ca ceva retrograd de acum, ca ceva depășit, medieval și așa mai departe. Bun. De ce este nevoie de acest demers? Pentru că în momentul în care eu, ca biserică, vreau să susțin anormalitatea, să evidențez anormalitatea acestor atitudini, deja am o voce care nu mai este credibilă, sau asta se dorește. Ăsta este un aspect. Al doilea aspect este următorul. Sunt limite în demers.
eu ca biserică nu pot să lupt în mod direct cu demersul lui Remus Cernea, spre exemplu, care este un demers juridic. Ori nu poți să răspunzi cu un argument teologic pe o problemă juridică. Și atunci, la fel, eu nu pot interveni foarte mult pe chestiuni medicale și așa mai departe. Ori am nevoie, spre exemplu, homosexualitatea este o stare normală sau patologică, domnilor doctori? Domn profesor Chiriță, care este, știți, director medical de la psihiatrie și care e consilier la mine la familie, mi-a spus clar, este o stare patologică. E clar că în lumea psihiatrică, probabil, și medicală în general, este și atunci, de fapt, orice discuție a preotului în raport cu demersul legislativ al lui Remus Cernea este lipsită de consistență dacă lipsește vocea specialistului. De ce? Pentru că Remus Cernea vine și-mi prezentă ca o chestie de normalitate. Mă rog, îi fac prea multă publicitate, n-aș nevoie. Dar el vine și spunea, l-am auzit înainte, într-un minut, o opresc. Spunea la televizor la modul următor, înainte de când își susținea demersul, că dacă România va accepta, sunt încrezător pentru că dacă România va accepta acest lucru, va intra în clubul țărilor europene civilizate. Nu văd de ce îi mai civilizată, spre exemplu, Danemarca, unde prima problemă a societății daneze este sinuciderea. Și nu văd de ce este mai civilizat din punctul ăsta, dar sigur, sistemul social, sistemul medical, sistemul de și așa mai departe, economic, sigur că este absolut de urmat. Dar în rest nu cred. Cred că noi avem până la urmă ceva de oferit și acest model este până la urmă o astfel de discuții și această construire a unui mesaj împreună, din care cred că avem nevoie. Eu vă mulțumesc și aștept, dacă sper la anul de oameni sănători, imediat, să discutăm deja pe grupe de pe subiect, anume pe grupuri preoți, profesori, medici. Adică, vă mulțumim, părinte Radu. Doresc să spun că s-au adăugat discuțiilor noastre doamna doctor Mihaela Baican, medic neonatolog, mi-a spus că a avut un ginecolog, mă scuzați. Așa, ea îmi povestea de cezariana pe care o are în sală și se pare că a fost în regulă, doamna doctor, mulțumim mult. Și sigur, domnul Vlad Vieriu este un jurist, avocat, de fapt, dar și teolog. Și mulțumesc că s-a alăturat grupului nostru de discuții. La ceea ce a spus părintele, aș vrea să adaug o altă hotărâre a Parlamentului European de data aceasta, de pe data de 22 octombrie 2013, unde în plenul Parlamentului European s-a decis cu 351 voturi pentru, 319 împotrivă și 18 abțineri, trimiterea controversatului raport Estrela înapoi la Comisia de Specialitate. Ce înseamnă acest raport? Ce cuprinde acest raport? Liberalizarea totală a avortului prin relaxarea legislației restrictive, avortul și contracepția, precum și operațiile de schimbare de sex, trebuie asigurate din bani publici, organizațiile private care promovează sănătatea sexuală și reproductivă trebuie finanțate din bani publici, permiterea avortului și a serviciilor conexe în clinicile și spitalele administrate de culte religioase, legalizarea reproducerii asistate pentru lesbiene, obligativitatea educației sexuale începând cu ciclul primar, iată ce spuneam, avort și contracepție gratuite pentru adolescenți, fără știrea și acordul părinților. Da? Educarea într-o viziune pozitivă asupra homosexualității. Sigur că el a fost respins acest raport în Parlamentul European. Nu vă mai spun cine a votat pentru acest raport, că sunt și de-ai noștri acolo. Dar găsiți acest document, îl găsiți, eu l-am preluat de la ziarul Adevărul, e destul de impresionant. Pe mine am rămas blocat cine a votat pentru, efectiv, din politicienii noștri. Sigur, fără a face... Dar de ce au votat contra remiterii, liberalii Norica Nicolae, Renate Weber, socialiștii Victor Boștinaru, Corina Crețu, Minodara Chiveti, Sabin Cutaș, Viorica Dăncilă, Ioan Enciu, Cătălin Ivan, Ioan Mircea Pașcu, Daciana Sârbu,
Dan Claudiu Tănăsescu. S-au obținut Adrian Severin și Ovidiu Stilea. Stilea. Da, bine, stai și te gândești așa... Da, pentru raport. Nu, deci ăștia care i-am citit, oamenii au fost... Adică erau în favoarea acestor... De mers. Cine, da. Pro, exact. Au strâns 300 și 300 și... Da. Războiul, să știți că este pentru, mare. Pentru acest și vreau să vă spun că foarte mulți prieteni din, din Occident, pe care la care ne dăm, toți spun același lucru, măcar voi salvați-vă. Măcar voi salvați. Spunea părintele Nicodem, care nu e din Franța, da, nebunia care a fost în Franța, au, mediatic au încercat să o minimalizeze. Au fost vreo 200-300 de mii, au fost peste 1 milion de protestatari. Dar se încearcă această minimalizare ca să ascunde, de fapt, vocea omului firesc, omului de rând și... Da. Da. Doamna profesoară. Vreți să ne îndulciți un pic atmosfera? Ce să spun, așa finis coronat opus, că e bine să fie așa. Vă rog, nu la școală. Da. Da. Când eram studentă, călcam cu foarte mare sfială pe holurile facultății de matematică. Da. Ca acolo în universitate, iar întotdeauna am călcat cu mare sfială în apropierea spitalului. Și cred că sunt niște oameni aleși, oamenii care, după cum și preoții sunt niște oameni aleși, cred că oamenii care lucrează în spital sunt niște oameni aleși. La secția de paliative de aici, socrul meu a venit de mai multe ori să moară în cele din urmă, iar mama mea a venit să trăiască. Ce frumos! Mama mea are 88 de ani și îi port doamnei doctor, o privesc pe Ada și o văd pe doamna doctor, îi port o recunoștință permanentă, pentru că mama își amintește și acum cum doamna doctor i-a zis într-o zi că are o cămașă de noapte frumoasă și arată ca o floricică. Am încheiat citatul. Am trecut în drum spre dumneavoastră de la școală, pe la mănăstirea Cavanis, unde trăiește părintele Elsiu, pe care l-am felicitat că a fost ziua dânsului ieri. Și i-am prezentat târzii condoleanțe pentru moartea părintelui Luigi. Da. Și părintele mi-a spus că înainte să se stingă, părintele Luigi s-a sfătuit cu familia sa, cu mama și cu fratele său, în ceea ce privește donarea de organe care să asigure o viață, da? Sau mai multe vieți unor alte ființe în suferință. Și ne-am gândit împreună că părintele Luigi este mai bine acum decât în Congo, unde a plecat de aici și a suferit așa de mult. Lucruri frumoase, așa de frumoase s-au spus aici. Eu sunt, nu sunt aici ca profesoară, sunt ca un creștin și eu cât pot și ca o mamă de 4 copii. De 4 copii pe care nu i-am vrut, pe niciunul. Așa, și, dar mi-a fost frică să renunț la ei. Pentru că ființa care m-a născut nu m-a vrut și a renunțat la mine să mă dea unor părinți, pentru care, trăind încă o dată, n-aș putea să le mulțumesc pentru ceea ce au făcut pentru mine. De aceea, cred că, dincolo de toate cuvintele noastre, filmulețul cu Andreea Bocelli era, da, suficient și discuțiile pe care le-am avut aici n-au făcut decât să ne apropie încă o dată, să ne amintească încă o dată, dar discuțiile trebuie purtate cu alții, nu noi între noi, pentru că chiar noi cei care suntem aici știm tot. Știm tot ce este bine și ce este rău. Și trebuie să facem, da, așa ceea ce este creștinesc. Am văzut la părintele mai devreme și spuneam părintelui nostru, da, părintele Cristea este părintele despre care fiica mea mijlocie zice, m-a botezat părintele. Oamenii cred că părintele chiar i-a fost și naș la botez. Așa, de ea spune așa. Iar părintele Vasile este părintele nostru.
așa este în casa noastră. Și m-am gândit că nici nu se poate altfel și sunt oameni, sunteți toți oameni lui Dumnezeu și asta este extraordinar. Și copiii mei sunt mai buni decât mine și mai buni decât bărbatul meu și nu este meritul meu acesta, dacă e să ne gândim la un poet mare care se numește Gibran și care zice copiii voștri nu sunt copiii voștri și așa mai departe, este așa de frumos și de bine. E clar că știința nu știe să răspundă tuturor întrebărilor legate de om și atunci vine teologia care face lucrul acesta și mai mi-amintesc că atunci când eram eu elevă de liceu și când în Joia Mare eram chemați la discotecă, Aveam colegi la clasa noastră de filologie care mergeau la medicină și noi care mergeam la litere. Ceea ce aș spune eu foarte bine în favoarea dumneavoastră, a celor care aveți halate albe și care aveți și cap și aveți și inimă, spre deosebire de mine care am mai mult inimă, zic. Așa, mi l-am cam pierdut. Așa. Este că, în comparație cu alții care studiază viața, mă gândesc la biologi. Biologii de pe vremea mea erau toți darviniști, așa. Era un curent care îi prindea pe toți, spre deosebire de medici, de personalul medical, care probabil că dumneavoastră, nu probabil, sigur, dumneavoastră văzându-vă în fața morții și dându-vă Dumnezeu puterea asta de a lupta pentru viață până în ultima clipă și poate dincolo de ultima clipă, dumneavoastră știți mai bine decât biologii, care și ei studiază viața, puterea lui Dumnezeu. Și câtă vreme am așteptat să-i nasc pe gemenii mei într-un spital în care nu se vorbea limba română, eram la Odorheiu Secuiesc, unde mai găseai câte un pacient așa român. Am stat în spital 2 luni și 2 zile ca să-i aștept pe gemenii mei, cu un medic care era deasupra condiției de maghiar sau de orice, Laszlo se numește. Am fost pe același nivel cu secția de reanimare. Acolo am cunoscut o asistentă medicală și mergeam deseori acolo. Îi port o amintire foarte luminoasă. Și am văzut odată într-un dulăpior o sticlă de palincă. Și m-am speriat, dar bine, a zis, băi, dar cine a uitat sticla asta de palincă aici? A zis, nu, zice, doctorul Chiș a pus-o. Că cum să pune doctorul o sticlă de palincă? Și a zis, ia așa, zice, dar tu crezi că după ce te lupți ore, da, să salvezi o viață și vezi că n-ai reușit să o salvezi, ai constatat data, da, ora decesului, nu îndrăznești să scoți încă acul, da? Perfuzia. Crezi că poți să fii un om foarte normal, te așteaptă un alt pacient, l-ai lăsat pe ăsta și te-ai dus dincolo. Zici așa că sticla aia ai pus acolo în cazul în care simți că nu mai poți. Era întreagă. Câtă vreme am stat acolo 2 luni și 2 zile, sticla a rămas neatinsă. Dar cert este că aici, și cred că și în alte spitale, dar bucuria dumneavoastră este să-l aveți pe Părintele Ioan și Părintele Ioan să vă aibă pe dumneavoastră, cred că este firesc ca să existe solidaritate între medici și preoți și în rest, Doamne ajută! Pentru că eu am acum vârsta la care am născut pe copiii mei. Copiii mei au vârsta pe care o aveam eu. Am 3 fete și o neneacă. Și sunt îngrijorată de viața lor viitoare. De alegerile pe care le vor face, de momentul în care vor dori sau nu vor dori o sarcină, de boala mea, de moartea mea, de toate lucrurile acestea. Toți ne punem întrebări, toți vrem să avem răspunsuri,
Da? Și răspunsurile nu le putem afla complete de la medici, ci le aflăm de dincoace, de la celălalt doctor, care este cel mai mare. Aș vrea să vă fac și o invitație, dacă se poate, la mâine la 5:30 vine Virgiliu Gheorghe, care este și el om de știință și om al Dumnezeu, care vorbește celor care vor să-l asculte despre primejdiile pe care le reprezintă ecranul. Și cred că nu doar copiii trebuie să asculte asta, ci și noi. A venit nu știu ce post de televiziune și mi-am amintit așa o întâmplare recentă. În tren mergeam spre București și era o familie foarte tânără, se vedea că nu duc prea rău financiar. Aveau și doi copii. E mare lucru să vezi doi tineri blugiști, așa, băiatul cu plete, așa, și să-i vezi că au doi copii. A, am zis, ce frumos! Dar de la Pașcani și până la București, așa, tatăl și-a folosit laptopul, tânăra mamă și-a folosit tableta și cu copiii ne-au jucat noi, ceilalți călători. Da, da, pentru că da, da, așa s-a întâmplat, știți, așa. Mie îmi plac copiii, m-am jucat cât a cuprins, așa, și m-am uitat ce nesăbuiți părinți, da, până la urmă. Deci și noi trebuie să vedem cei cu acest ecran, până unde e bine și până unde nu. Mulțumim mult, doamna. Să rup mâna. Doamna preotul este fiică de cântăreț bisericesc. Tatăl meu a fost cântăreț bisericesc timp de 62 de ani. Vă dați seama, foarte frumos. Mulțumim. Avea diapazonul aici, da? Avea un cor frumos de femei din sat, pe care când s-a întors din război le-a găsit copilițe. A fost învățătorul lor, le-a învățat să cânte pe voci și de vreo 8 ani încoace, cele care mai trăiesc, îi aprind câte o lumânare tati și când mă duc acasă, lângă râmnicul sărat, găsesc acolo muncuri de lumânări arse, pentru că știu că și țigăncile de pe ulița bisericii aprind tati câte o lumânare. Așa, și femeile acelea care cântă în continuare, cum pot ele, așa, și în amintirea tatălui. Mulțumim că ne-ați mai îndulcit un pic. Păi zic așa, că de acum eram foarte crispați, știți. Da. Am aici o mână ridicată, părintele Dumitru Rusu, ar vrea să zic ceva. Da, problematica avortului, ceea ce spunea doamna doctor, că persoanele cauză vin cu lecția pregătită ca să aborteze. Vreau să o întreb dacă simte oarecare presiune din partea lor asupra cadrului medical, este oarecare presiune? Adică consideră că este un drept al lor, chiar dacă vin și vă obligă într-un fel să faceți treaba asta? Cum vă simțiți? Nu, eu vreau să vă spun că sunt anestezist, nu sunt, eu sunt anestezie terapie intensivă și vreau să vă spun că până înainte de Revoluție nu am conștientizat păcatul avortului. Adică așa a fost, nu, Dumnezeu m-a păzit și n-am intrat la avorturi. N-am intrat sau s-au dat anestezie. Imediat după Revoluție s-a pus problema obligativității de a da anestezie avorturilor și ești la fel ca și cei care îl fac, practic. Două lucruri s-au îmbunătățit. Am evitat cât s-a putut, pentru că au fost preoții care mi-au atras atenția și literatura de specialitate pe care, și literatura cu profil creștin, care eu am început să o consult și să-mi dau seama că este un mare păcat să fac acest lucru. Iar după aceea a devenit, nu am mai fost obligat eu ca anestezist să dau anestezie persoanelor care merg la avort. Deci, eu cu avortul nu am avut o legătură și n-am avut o legătură pentru că, într-un fel sau altul, cel care o face, sau medicul, sau anestezistul care o face, este opțiunea lui și vrea să o facă. Nu te obligă nimeni. Nu te mai obligă. Înainte... Da, pentru că ajungem acum tot la o lipsă de educație și mă gândeam așa ce spune și părinte, zic că dacă s-ar putea realiza un dialog, într-adevăr, dar și un ajutor reciproc. În sensul că vine femeia ca să aborteze și să fie condusă de către cadrele medicale într-un cabinet,
să spunem că așa este regula, să spunem procedura, iar în cabinetul respectiv să se facă o discuție între statul medical și statul respectivă. În felul acesta poate schimbă părerea sau ceva. Părinte, asta se face, dar mă întorc chiar la cuvintele doamnei doctor. Suntem într-un spital totuși. Părintele, cred că știi ce vrea, înainte de, ca persoana să facă avortul, să existe un cabinet de consiliere. Există așa ceva, deci așa ceva, nu faceți, nu faceți consilierea? Da, eu de asta zic, e spital aici, totuși se tratează. No, dar sunt fel de fel de situații. Eu ca dirigintă, acum câțiva ani, am avut o situație. Da. O sarcină ascunsă de o tânără, până la 6 luni, într-un spital din localitatea ei nu s-a putut face nimic. Părinții au luat-o de mână când au descoperit acest lucru. Au mers la Iași. În nicio clinică din Iași nimeni nu a luat 6 luni. 6 luni. Așa. Părinții s-au întors cu tânăra acasă și s-a găsit cineva care la 6 luni și un pic deja, făcut o mică cezariană, așa, fătul a murit într-un recipient, că, mă rog, nu s-a dat atenție absolut deloc, s-a pierdut mult sânge, s-a făcut o transfuzie, tânăra respectivă, ca să dea bacalaureatul, a ieșit din spital, unde făcea un tratament cu arginină, nu știu mai ce, pentru că a urmat hepatită C. Da? Luată prin una. Deci, sunt și astfel de cazuri, dar pe de altă parte, eu știu că domnul doctor Niculencu a consiliat, nu știu, cred că nici dumneavoastră nu știți câte persoane ați consiliat. Două tipuri de consiliere, da, la profesor. Avortul și post-avortul. Exact. În general, este greu de înțeles și greu de crezut că o persoană care vine să-și rezolve problema respectiv să facă avortul, poate să fie întoarsă din loc. Eu am avut un succes, a fost o singură dată, un singur om pentru un copil pe care l-am botezat după aceea. Mm-hmm. A fost o singură dată. Însă, consilierele sunt lucruri pe care se aplică și înainte și după procedură. După procedură este mai dificil datorită faptului că în urma tratamentelor de anestezie, preanestezie și așa mai departe, persoana este destul de confuză și din punct de vedere medical se consideră că nu poate să primească toate informațiile pe care le ministrez pentru că dată de viață următoare. Bun, a fost, de acum încolo facem altceva. Însă există consilierea pe care noi o facem din punctul de vedere al momentul în care este depistată sarcina, că ginecologii nu pot face acest lucru în alte dimensiuni. Asta se face de bază testelor de sarcine și a unei anamneze sexuale, ceva de genul ăsta. În care, de obicei, este considerată nereușită, datorită faptului că nu obții nicio opțiune, să zic așa, pozitiv, nici măcar o perioadă de gândit nimic, și doar se rezolva problema asta cum mai repede, doamna, dar hai, acum, n-am eu timp de asta, ceva așa. Sigur că sunt niște frustrări din punctul de vedere profesional care există în viața profesională de zi cu zi, însă oamenii sunt atât de diferiți și oamenii sunt atât de complicați, să spunem, încât la un moment dat ai tendința să spui, dacă asta vrei tu... O problemă care ne confruntăm noi preoții este aceea că sunt persoane care vor să aborteze, dar nici de cum se ia legătura cu meteoroții. Că știu din prima, din start, ce vrem, ce ne dorim. Și atunci, dacă ajung la spital... Dar s-au înregistrat și... reușit. Da, dar dacă ajung la spital... Și nu-i singurul. Nu s-ar putea... Dar și eu știu aici. Da, sigur, că uite, Părintele Cristian ar putea vorbi chiar cu el. El la Sibiu lucrează la o firmă germană. Asta înseamnă un dialog. Mămicile sau viitoarele mămici care rămân însărcinate, cred că și dumneavoastră ca preoți, când le urmăriți în timpul unei spovedanii, prezența la biserică, este imposibil să nu vă dați seama puțin cam și... Care sunt intențiile. Care sunt intențiile ei și ce vrea... este într-o relație cu cineva, căsătorită, necăsătorită, urmează sarcină, nu vine nici un spovedit asemenea, care are un asemenea curaj. Vă spun că nimeni din spovedit nu o să sună preotul cu Elena, urmează să facă un aport.
Nu sună părintele. Da, gândiți-vă, la ce să vă sun eu? La ce să vă sun? Dar câți vin? Actul medicalizat cu studiul la doctor, este confidențial. Eu știu... Nu cred că se procedează corect ca și structură. Pentru că eu personal nu știu să există un cabinet de consiliere psihologică pe de maternitate, ginecologie. Personal, dacă tot m-am lansat, cred că ar fi important să fie un psiholog numai acolo, nu împrăștiat în șapte părți. Psihologul de aici asigură tot spitalul, toate problemele. Asistent social care e la fel împărțită în foarte multe părți și devine ineficient, cred că poate funcționa o structură cu preot, cu psiholog, cu asistent social, numai pentru secția de maternitate ginecologie și să faci numai asta, să te implici numai în asta. Că degeaba ne ducem o dată la evaluare și lăsăm baltă și ne mai ducem dacă e o criză sau post-avort sau ne mai cheamă sau mai știu ce. Și atunci e important dacă să fie structură. Plus informarea în general. N-am văzut pliante, n-am văzut informare, decât o singură cărțulie cu avortul, cred că dumneavoastră ați lăsat-o, care pe mine m-a încălzit, n-am fost aptă de mare lucru în ziua aia, cu imagini și fotografii. Nu aia, una altceva. Tehnică, gen pliantă, care vorbea un copil intrauterin, care pe mine m-a nenorocit. Da? De ce n-am? Mulțumesc frumos, da. Aveam nevoie. Deci nu am văzut lucruri de astea nici pliante la nivel de informație. Ce presupune un avort? Pentru că automat că dacă are 14 ani și a rămas însărcinată și are doi părinți alcoolici, intră în panică. E firesc să fie așa, nu? De asta mă gândesc că e necesar să fie, în primul rând, informare și nu în momentul în care s-a produs, ci informare pe prevenire. În școli nu știu să se facă educație sexuală. E un tabu după care ne ascundem toți așa și zicem, nu există, nu se întâmplă. Și ne trezim la 12 ani cu sarcină care nu se mai poate nici aborta sau dacă abortezi tot n-ai făcut nimic. Pentru că e la început de viață sexuală și traumatizată pentru tot restul vieții. Nici viziunea de genul începerea vieții sexuale sau sunt lucruri groaznice și vai de mine, dar nici să creăm o aură extraordinar de negativă la copii, la adolescenți, dar nici să ignorăm că nu se întâmplă, că lucrurile se întâmplă. Degeaba, în momentul în care ajunge, imediat, în momentul în care ajunge în cabinetul de la virtual, de la maternitate, ginecologie, deja ar trebui să aibă informație și să fie mai mult accidente sau nu știu, sarci în care, cum spunea un cuplu tânăr, noi ne-am dorit copilul, aveau 16 ani, 17 ani, câți avea. Poți să spui că îți dorești copilul la 16 ani. Decât... Da, mă duc. Părintele Radul, în rog, dacă... Ce vreau eu? Da. Deci două lucruri foarte concrete. Dacă există deschidere aici în spital, uitați, promit prin părt de Ionuț, care e reprezentantul Provita în teritoriu, părt de Ionuța Ilincă, vom trimite tot ce avem noi materiale de informare, pliante și care să fie puse, eu știu, în spațiile unde sunt pliante și sigur că puteți să vă îngrijiți și de un cabinet, eventual în format de voluntariat, vedem, aici rămâne să găsiți formula, cu cineva care eventual, măcar, să-i se spun câteva cuvinte, un soi de consiliere înainte de avort. Iar în ce privește școala, dacă de asemenea este deschidere, noi dezvoltăm deja la licei din Iași și din județ în partea cea pe lângă Iași, acest program al nostru de informare a tinerilor pe problema de educație. De fapt, noi încercăm să construim o alternativă la sexul versus, să facem baza versus sexul. Am început-o deja, pentru că strategia noastră la departament este următoare. Încheiem, avem acest protocol cu ISJ Iași. Și răspândim deja, noi aveam cam un an de zile, am experimentat și merge frumos această activitate în școli. Următorul pas va fi cu ISJ Neamț, jumătate din județ este în arhiepiscopia noastră și apoi cu ISJ Botoșani, urmând pas cu pas și controlând lucruri, pentru că aici este un risc să ai un material bun și să lucrezi cu el cineva care nu e foarte priceput și atunci faci tot rău decât astea bine. Astea sunt vești bune, una pe și alta. Și după care să mergem ușor la nivel de mitropolii, ce înseamnă județul Botoșani, Bacău și Vaslui, încercând, cu mila Dumnezeu, să creăm acest model, căutăm să adunăm
rezultate, să le contorizăm oarecum, astfel încât, pentru că noi iar suntem într-o pauză în războiul ăsta cu sexul versus bacterie, educație sexuală, obligativitate, ei se vor regrupa, cei care susțin. Cei de la Ministerul au spus, ok, l-au respins de data aceasta, au spus însă trebuie să veniți voi cu alternativă. Exact. Pentru că, ok, problemele rămân. Lipsa de informare și așa mai departe, sunt realități pe care și ei au dreptate, numai că vin construiții, spunem noi, normal. Eu mi-am aminte că și în vremea noastră, chiar dacă nu suntem așa în vârstă, erau tot circulat tot felul de materiale care nu dădeau informații coerente, adecvate. Deci nu cred că e ceva de speriat, dar pur și simplu trebuie găsit parteneriatul propice ca să existe alternativa asta. Și nu război, că război pierdem energie. A fost acea tentativă legislativă de acum 2 ani de acea lege care dorea obligarea consilierii înainte de avort, care a fost pur și simplu spulberat Numai că, ok, nu avem o lege care să favorizeze consilierea preavort, dar nu avem niciuna care să interzică. De aceea depinde foarte mult de noi ca persoane. Dacă aici, în spitalul de la Pașani, este această deschidere, eu nu pot fi decât bucuros și noi de la Iași susținem cât se poate aceasta. Nu avem momentan din condiții. Anumite probleme o să le mai punem la punct la sfârșit. Aș mai vrea totuși să mai dau cuvântul câteva persoane. O am pe doamna doctor Pădurariu de la gastroenterologie și tot îmi spune că foarte multe probleme, foarte multe hepatite apar datorită avorturilor, doamna doctor. Da, majoritatea pacientelor care ajung la noi în stadiu de ciroză hepatică virală B sau C decompensate mix, adică prezentând ascită și sau icter, sunt femei care au avut înainte de 1991 avorturi și au necesitat, datorită hemoragiei, în timpul intervenției, transfuzie de sânge. Vreau să specific, în primul că sunt gastroenterolog, de aceea vorbesc despre acest subiect, în sensul că virusul C a fost descoperit în 1991. Acest lucru explică două fapte. În primul, nu avem vaccin pentru hepatita C, deși pentru hepatita B avem. Și al doilea lucru, nu este culpa nimănui faptul că înainte de 1991 toate transfuziile de sânge erau netestate pentru hepatită C, deoarece nu era descoperit virusul. Înainte de 90 se vorbea într-adevăr de o hepatită non-A, non-B. Și aici poate să confirme în general cei care efectuau transfuzia de sânge. Așa încât la cabinetul nostru și în general în serviciul de urgență apar aceste femei cu ciroză hepatică virală, ele nefiind consumatoare de alcool. Deci ciroza practic este o ciroză virală postnecrotică determinată de virus B hepatitic sau de virus C hepatitic. Este o boală mizerabilă, pentru că în momentul în care faci paracenteză unei astfel de paciente și elimini 10 litri și între 6-8 litri de lichid de ascită, da, prin puncție abdominală, este cumplit. Deci este o manevră, cum să vă spun, care doare atât pe pacientă, dar doare și în sufletul medicului. Pentru că netestându-se atunci virusul, pentru că nu era cunoscut, repet, nu-i vina nimănui, dacă pacienta respectivă n-a făcut avort, nici nu ar fi necesitat transfuzia de sânge în timpul hemoragiei și nici n-ar fi avut de a face cu o hepată cronică neștiută de multe ori cu virus C sau B și ajunge după 20 de ani direct în fază de ciroză decompensată și abia atunci găsim și etiologia, adică practic cauza. Și întrebăm, ați avut vreo intervenție chirurgicală, ați avut vreo lucrare dentară, sângerândă, ați avut vreun tatuaj cu instrumentar nesteril și practic persoana respectivă, repede sex feminin, îți spune că nu, dar am avut un avort, își amintește întotdeauna că a avut un avort în urmă cu 20 de ani sau cu 25 de ani sau cu 30 de ani. Prin acest aspect vreau să subliniez faptul că există sindrom post-traumatic, fizic și psihic după un avort, dar pe termen scurt, dar există și consecințe pe termen lung. Deci un avort și o transfuzie de sânge la momentul respectiv poate să aibă consecințe după 25 de ani și fatale. Adică ciroza este o boală nevindecabilă. Ea mai devreme sau mai târziu duce la exitus prin 6 complicații ale ei, cele mai
grave, în sensul, și aici mă refer la hemoragia digestivă superioară, când pacientul varsă sânge din varice esofagene, mă refer la decompensarea mixtă când face icter, deci sunt pacienții care se îngălbenesc la sclere și la tegument, ascita, care repet, deci am avut paciente la care am făcut paracenteză de 5 ore, acte 5 litri, înseamnă 25 de litri de lichid de ascita, adică de lichid liber în cavitatea peritoneală, în care, în mod normal, nu există lichid mai mult de 2-3 mm. Da? Sau cancer hepatic, deci peste 75% din cirozele cu virus C și sau B cancerizează. Deci apar paciente cu noduli hepatici încadrați ca hepatocarcinom, din clipa aia, în afară de tratamentul paliativ cu Nexavar, rata de supraviețuire este la 5 ani inexistentă, la 3 ani este de sub 25%. Și alte consecințe grave ca și complicații ale cirozei, cum ar fi coma hepatică, cum ar fi sindrom de hipertensiune pulmonară, sindrom hepatorenal care duce la deces în peste 97% din cazuri. Deci, repet, dacă nu ar fi avut loc avortul la momentul respectiv, n-ar fi avut loc hemoragia, n-ar fi avut loc transfuzia, virusul C este descoperit în 1991, deci niciun sânge care s-a administrat înainte de 91 a putut fi testat și cele care s-au ales într-o formă sau alta cu virus hepatitic B, C și acum D-ul e la modă, da, de fapt la modă în sensul negativ, sunt foarte multe cazuri, astăzi am vorbit despre hepatita B și D, care este într-adevăr o formă fulminantă de hepatită care duce la deces mult mai galopant decât o hepatită B simplă sau o hepatită C. Nici mai apucă faza de ciroză hepatică, pentru că face insuficiență hepatorenală cu o valoare foarte mare a bilirubinei și deces în maxim 48 de ore. Deci consecințele unui avort pot fi pe termen lung și de orice natură, nu neapărat psihice, fizice, dar și medicale, din punct de vedere al tuturor specialităților. Mulțumim mult! Doctor, să ascultăm părerea unui avocat, domnul Vlad Vieriu. Am intrat în medică exact în lucrurile unei polemici și mie îmi place polemica, îmi pare rău că ne-am oprit. Prima recomandare aș face cu deosebită considerație doamnei profesoare preotul. Da. Dar protestez, nu e o polemică, dar nu e o polemică. Slavă Domnului, suntem bine. Într-adevăr, mesajul dumneavoastră cu siguranță nu s-a încadrat într-o polemică, deși aș fi vrut să se încadreze. Este avocat, știți? Acum are dreptate. Rugămintea mea este... Rugămintea mea este sinceră ca niciodată să nu divulgați numele acelui medic care a săvârșit întreruperea sarcinii după 6 luni. M-am oprit? Pentru că îl paște pe dată de la 3 la 10 ani de închisoare. Nici măcar localitatea. Asta în primul rând. În al doilea rând, medicilor, bineînțeles, eu vin acum cu la peste pupăză, cu siguranță dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta. Niciodată nu divulgați secretul profesional. Este o altă infracțiune care lezează demnitatea umană și orice pacient este perfect îndreptățit să se adreseze organului de urmărire penală pentru a vă trage la răspundere. Mesajul este deopotrivă valabil și pentru respectarea secretului spovedaniei. Deși din experiența proprie pot să mărturisesc că se săvârșesc des astfel de infracțiuni. Între... În privința rămâne infracțiune în momentul în care la spovedanie sau în cadrul actului medical sau psihologic care ar trebui păstrată confidențialitatea se declară intenția criminală sau rămâne infracțiune sau părintele e obligat să vină să spună la poliție, știți, mi-a zis dacă urmează sau omor. Din contră, nedenunțarea anumitor infracțiuni, printre care și cea de omor, este la rândul ei o infracțiune. Altfel spus, dacă veți observa vreodată un coleg ucigând un pacient, să mergeți de urgență la parchet pentru a-l denunța, altfel dumneavoastră săvârșind o infracțiune prin nedenunțare. Ce presupunem ar trebui să mergem? Pe această logică... Nu, acum m-a interesat de să spune ce a făcut avortul sau ce s-o persoană. Nu, tocmai aici. Aici este o mare problemă și este un paradox. Pentru că dacă avortul, dintr-o anumită perspectivă, ar putea fi considerat o crimă, cum de exemplu, iată, îl considerați dumneavoastră, din punct de vedere juridic, el este o faptă
absolut legal, din punct de vedere juridic. Medicul care întrerupe o sarcină nu este un criminal. În România până la 14 săptămâni. Da. Deja la 6 luni este infracțiune. Da, dar nu este infracțiune de omor. Este infracțiune de întrerupere nelegală a avortului. Tot pe deasupra. Bine, dar și furtul banilor mamei din buzunar este tot pe deasupra, dacă merge pe aceeași rațiune. În privința avortului, două paradoxuri am sesizat atunci când am pus problema. Prima este legată de un principiu de drept succesoral care spune în felul următor. Copilul conceput, dar nenăscut, este considerat născut ori de câte ori este vorba despre interesele sale. Altfel spus, marinar fiind tatăl, lasă moștenire o monedă de 50 de bani și duc lucrurile în derizoriu pentru a atrage o concluzie oarecum dureroasă. Lasă moștenire prin testament o monedă de 50 de bani fiului său despre care știe că se află în uterul mamei sale, după care se scufundă pe fundul mării. Când se naște acel fiu, el beneficiază de acel bănuț în virtutea capacității sale și implicit pe cale de consecință extinzând rațiunea, în virtutea vieții sale înainte de naștere. Toate drepturile sunt recunoscute, mai puțin un singur drept. Dreptul la viață. Prin analogie și continuând raționamentul, viața nu valorează nici măcar 50 de bani în viziunea legiuitorului care permite un avort legal. Situațiile atipice legate de avorturi săvârșite în condiții periculoase din punct de vedere medical reprezintă o altă situație. În februarie 2014, al doilea paradox este situația și drepturile celuilalt părinte în privința fetusului, care sunt egale cu zero. Niciodată nu se va cere consimțământul tatălui pentru săvârșirea unui avort, deși din prima milisecundă post-naștere, părinții au drepturi egale asupra copilului. Ori anterior nașterii, doar mama decide în privința acestui produs de concepție, ca să-i spunem așa. În februarie 2014 va intra în vigoare un nou cod penal. Dreptul comparativ este un bun barometru al fluctuației viziunii și a filosofiei sociale la noi în țară. În privința avortului, nicio schimbare. Deci rămânem în aceeași linie. Avortul, nu vă imaginați că ar fi putut exista cumva vreo tendință spre interzicerea avortului, pentru că asta ar fi fost o întoarcere la 180 de grade spre perioada antedecembristă. Dar întrucât am fost pus în temă că va fi vorba și despre o asistare, o întrerupere asistată a vieții. Aici avem o mică modificare și un sfat util pentru medici, un articol din nou cod penal care distinge între infracțiunea de omor, ceea ce un medic ar fi săvârșit făcându-i se milă de un pacient și ar fi, i-ar fi întrerupt resursele vitale aflat în moarte clinică, dacă nu mă înșel dumneavoastră, sunteți... Ei, în această situație, noul cod penal introduce o nouă faptă care se numește uciderea la cererea victimei. Și o să vă rog să-mi dați voie să citez. Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, spre deosebire de vechea pedeapsă de la 10 la 20 de ani pentru infracțiunea de omor. Altfel spus, tendința este aceasta, a atenua răspunderea celui care săvârșește o astfel de faptă sub imperiul acordului și al suferințelor persoanei care urmează să moară. Cred că poftim. Cererea explicită a pacientului. Prin explicit înțelegem lipsa oricărui echivoc, adică să nu existe loc de îndoială sub aspectul discernământului și al realității consimțământului. Adică nu semnături aplicate cu amprenta pe hârtie. Este un cuvânt care poate fi interpretat și poate fi disputat în fața unui procuror sau în fața instanței.
Cred totuși, din punctul meu de vedere, acesta este un prim pas, pentru că am văzut o hartă la un moment dat, pentru că în ceea ce privește țara noastră, culoarea MOV să fie înlocuită cu culoarea verde. Este un semnal din partea legiuitorului. În ceea ce privește polemica relativă la homosexualitate, ea nu mai este de mult o infracțiune, însă o concluzie pe care am tras-o de multe ori și care, sincer să vă spun, mă întristează, este că libertatea este o resursă umană foarte greu de gestionat. Ne este teamă să fim liberi și întotdeauna, deși nu le cunoaștem, constrângerea nu poate fi decât semnul neputinței noastre în ceea ce înseamnă demersul educațional. Pentru că o societate educată va respecta valorile morale, tradiționale, inclusiv pe cele familiale, și nu își va periclita viitorul familial intrând în relații mai puțin ortodoxe și riscând sarcini nedorite, o educație sănătoasă înseamnă o sănătate mai bună și așa mai departe. Ori este mai ușor să încerci să dai peste cap un ciclu de vicii începând cu ultimul, decât să meditezi, să filosofezi pe marginea primei cauze și pentru viitor, pentru că în termen scurt nimic nu este realizabil, pentru viitor lucrurile să se așeze altfel. Cel mai bun exemplu consider că este Inchiziția. Abusenii neputincioși în fața reglării unor dispute doctrinare au considerat că soluția nu poate fi decât exterminarea în masă a tuturor celor care propovăduiau alte credințe decât cele oficiale ale Bisericii Catolice. Motiv pentru care, iată, la secole după, am avut un mesaj din partea unui suveran pontif de recunoaștere și, bineînțeles, regret retroactiv pentru faptele respective. Dar este doar unul dintre multele exemple. Mulțumim mult pentru informații.